Așa cum a anunțat municipalitatea, începând de astăzi, 1 iulie, a fost pus în funcțiune acest semafor în fața sălii polivalente, semafor inteligent, impropriu denumit, dar care, vă repet, astăzi a început să funcționeze. Din nefericire însă, așa cum veți vedea pe imagini, nu toată lumea a înțeles că acest semafor a fost pus aici, a fost montat și a fost pus în funcțiune. De aceea, șoferii, mulți dintre ei, încă nu știu cum să reacționeze. Sincer, nici nu cred că semaforul este vizibil pentru mulți dintre ei, dat fiind că imediat după ce se face culoarea roșie pentru șoferi, aceștia nici măcar nu bagă de seamă această schimbare. Semaforul funcționează pe bază de atingere. N-am să mai fac verde acum. Se atinge cu mâna pe acest sistem. Apare mesajul: vă rugăm așteptați, clipind, și așteptați să se facă culoarea verde a semaforului pentru pietoni. Evident, în acel moment, pentru șoferi, culoarea se face roșu. Dar, așa cum vă spuneam și o să vedeți pe imagine, nu toată lumea vede această schimbare.